Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Prima zi a lunii octombrie vine cu temperaturi bune, între 14 și 20 de grade și cu o vreme frumoasă ce se va încălzi ușor, mai ales ziua, dar va fi răcoroasă pentru începutul lunii octombrie. Cerul va fi variabil cu înorări în regiunile extracarpatice, dar numai izolat va ploua slab, mai ales în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în est și în sud-est și în general slab în restul teritoriului. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș, termometrul indică temperaturi cuprinse între 18 și 19 grade Celsius. Vom avea un cer însorit. În Crișana, față de ziua de ieri, temperaturile sunt ridicate deoarece ajung la o maximă de 19 grade Celsius. Începutul lunii octombrie se anunța a fi unul destul de mohorât în Transilvania. Avem o minimă de 14 grade și o maximă de 19 grade Celsius. Va ploua în nordul regiunii, mai precis în Bistrița. În Oltenia avem câțiva nori jucăuși pe cer, dar aceștia nu vor aduce ploaia. Vom avea temperaturi cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius. În Muntenia, mercurul urcă până la temperatura de 19 grade, temperatură ce se va înregistra și în București. În Dobrogea, vremea va fi mohorâtă, va ploua pe arii extinse, iar maxima nu depășește 18 grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, va fi înorat, însă nu va ploua, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile vor fi în creștere ușoară, dar nu vor depăși maxime de 16-17 grade. În județul nostru, în județul Iași, se va înregistra o temperatură de până la 17 grade Celsius. În Pașcan, cerul rămâne acoperit de nori, vântul va sufla slab și moderat și va fi rece pentru această perioadă. Maxima va ajunge la valoarea de 13 grade Celsius. Atât despre prognoza meteo, sunt Ana Maria Ipate și până data viitoare când ne vedem, rămâneți aici pe BIT TV. Numai bine!